suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele, pe adresa de e-mail la emisiune pe care o aveți afișată pe ecran. Alexandra ne scrie că este din Făgărașul și cultivă ceapă roșie și se confruntă cu un tăciune la răsadurile de ceapă. Cum poate să prevină acest lucru? Ceapa nu are tăciune numai în Făgăraș. Dar, în fine, este vorba despre mană. Și dacă ar fi făcut, ne-ar fi ascultat și ar fi făcut tratamentele așa cum am recomandat noi la toate legumele, nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Chiar dacă vârfurile erau atacate, se rupeau 2-3 cm de vârf să fac tratament, ceapa regenerează, nu este nicio problemă. Este vorba despre mană. Ridomil, Acrobat, împreună cu Bravo. Și evident să trateze bulbi sau sămânța de la început. Asta, deci, asta este pentru bolile care se instalează în sol, de exemplu Ervinia. Este o problemă. Am tot vorbit de problemele legate de dăunători și de boli la varză. Cosmin ne-a trimis câteva imagini cu cultura de varză pe care o are aici. Putem exemplifica și în imagini. Și domnul Ghib o să ne spună și ce tratamente trebuie să aplice Cosmin. Aici sunt, practic s-au făcut tratamente sau nu s-au făcut. Este vorba despre mană, este vorba despre că nici nu n-am văzut bine acolo. O serie de dăunători am văzut, despre Ervinia. Da, sunt pureci, și pureci, sunt o grămadă acolo. Asta este Ervinia. Asta este Ervinia. Uitați cum arată o căpățână de varză care pur și simplu e decimat. Trebuie neapărat, începând cu răsad, după ce s-a prins răsadul, trebuie făcut tratamentul. Nu, altfel nu. Alternarea e acolo, boala respectivă, împreună cu mana. Când se instalează, vin 3-4 boli deodată. Mai poate să facă ceva la momentul acesta? Nu mai poate să facă la plantele astea nimic decât eventual la plantele care numai câteva frunze s-a atacate, să le iei jos și să facă tratament cu Cabriotop. Adriana s-a confruntat anul acesta cu foarte multe coropișnițe. Pentru la anul vrea să se blindeze, să știe ce poate să folosească. Deci pentru la anul, dacă dorește, în primul și în primul rând, dezinfecția bălegarului de graș care îl administrează. Cu care aducem ouăle aducem de coropișnițe. Ouăle, aducem și adulții și le instalăm acolo. După care se face dezinfecția solului. Acolo se poate folosi fie formol și recomand. Acolo unde aveți probleme, folosiți formolul pentru că este un produs perfect pentru așa ceva și vă dă rezultate corespunzătoare. Neapărat. Sau balsamidul. Dar formolul este un produs care nu iartă pe nimeni. Domnul Ghibu, vă mulțumesc pentru informația aduse și în această seară. Vă mulțumesc și noastră că ne urmăriți. Eu vă dau o întâlnire mâine seară în cadrul emisiunii Animasfera, iar cu Sănătatea Plantelor ne întâlnim miercuri în direct la ora 22 la RUTV. Toate cele bune!